Bă, Fivarlu, ce? E cap de bursuc, băi! Deci, nu... uite, uite-te mai bine. Uite, deci, asta e. Dobrăne, zici că asta te trimite la mare, nu eu? Este un... Dobrăne ar fi culmea să spun altceva. De ce? Că o să mai bea din părți un frape la mine pe plajă când vine la mare, dacă îmi spune chestia. Dar n-ai bani un frape amărâtule. Păi nu, că nu pot să spun... Ia-te-ti un tricou cu lup și îți dai o bană de frape. N-are, că trebuie să-i fac noștești cu pescărușul. Lasă-l în pace, nu-i mai strica. Nu, că nu... Și faci tu ca pe... Nu, că el are pescărușul lui de-i fac eu cunoștință. Are pescărușă! Care îi face... Când vine la mare. Nu fi prost, nu-ți trebuie pescărușă. Îți trebuie porumbiță. Așa s-a dus și... Păi el asta vrea să audă. Nu, zici că s-a stricat țeava de la baie. Nu e, măi, colega. Ia zi, mă, Dobrele, ne cu... Mai bine? Hai să... Mai bine un cântec vesel să cântăm. Să ne împăcăm. Să ne împăcăm. Este un cap de cal. Lursuc. Lursuc. Îl botezam Lursuc. Îl bat de Lursuc. Lursucu. Prietena noastră, Denise, a venit să ne învețe să avem grijă de noi, pentru că în perioada asta suntem expuse razelor solare, suntem neatente, ne umblă gândul mai degrabă la lupi decât la propria piele, așa că, Denise! Bine v-am regăsit. Te rog să-mi spui ce este acela de pe pietul... Un cap de... Măi, pare a fi lup, dar e un pic mai rotunjor. E mai rotunjor. Ascultă! Deci, cum să fie un lup gras? Trebuie să existe lup slab și lup gras. Nu e adevărat. Lupii toți e lupi. Și n-ai lăsat-o să spună mai devreme. A zis că e mai rotunjor, deci este mai... Gras. Bursuc. Mai bursuc. Da, pentru că bursucul e mai rotunjor, nu e ca un lup. Nu e adevărat, tu ești subțire. Țin cu el, că avem aceeași culoare aproape. Să rămână din să ne așezăm, am pregătit și o măsuță să... am pregătit noi pentru... Zici că sunt scufița roșie. Exact, exact. Da, pot să fiu eu lupul ăsta la bursucul. Cu protecție solară. Noi ne-am tot gândit la tine și la faptul că ne-ai putea ajuta, că decât să dăm iama în niște moluri care mai degrabă ne... Da, mai bine dăm noi iama în propria bucătărie. Acolo măcar putem să facem ce vrem noi, când vrem noi. Ce parte a feței sau corpului nostru te-ai gândit tu să protejăm pentru azi? În afară de față... buzele, da. Că nu prea dăm atenție la buze. Doamne, eu și dau atenție, da. Și ce știu probleme. Că dai. Eu când le văd, mă. Da? Nu, serios, țin minte, acum vreo 20 de ani, când eram la dentistă, stomatologul mi-a zis, te rog frumos, vreau să merg să vezi ce problemă ai tu cu pata de pe buză. Să fii sigură că nu e o pată... Da. Și? Nu era decât de la soare. Poate de la soare. Noi nu prea folosim protecție solară pentru buze și există așa ceva de 30 și de 50. Sunt sticuri. Toate brandurile care au online pentru protecție solară au și sticuri. Catina, uleiul de morcov sunt protecții solare naturale. Am învățat și eu și apa de la orez. Apa pe care... Când o fierbi sau pui orezul și lași. Se spune că e mai bine să folosești apa, nu cea fiartă, cu amidon. Da. Bun, hai să vedem cum ne protejăm buzele în perioada asta. Într-adevăr, problemele sunt foarte mari pentru că avem tendința, în momentul în care se exfoliază, să tragem. De la trasul ăla iese buba, vine soarele, accentuează buba și ne trezim la amidon. Și mai sunt persoane care au alergii la soare și fac bășicuțe pline cu apă, da? Și este inestetic în același timp, mai ales pentru noi femeile, când punem rujul pe buzele uscate, arată... Bine ar fi însă, tot de la tine știu, că înainte de orice tratament să faci o exfoliere ușoară. Da. Uite, am făcut aici, ți-am adus și ție unul. Să rămână mult. Da, uite, dacă vrei poți să... Din nefericire se va fura, pentru că o știu pe Fina, care este prima. Am făcut expre câte două. Uite, ce are? Zahăr granulat. Scorțișoară pudră, scorțișoară e undeva pe aici, ulei esențial, vitamina E, și ulei de cocos. Da? Pentru exfoliant. Da? Poți să-l folosești de oricâte ori vreau? Da, bineînțeles. Uite, dacă vrei poți să-l încerci, ia un bețișor, îți dai pe mână, dacă vrei. Am pus deja. Mulțumesc mult. Așa. Deci exfoliem buzele, după care trebuie să aplicăm un emoliant. Păi ulei de cocos, ulei de jojoba, cum vrei să-i spui, unt de cacao și... În ce cantități, ce proporții? Depinde cât de mult vrei să pui și ulei de... Eu am pus de lămâie. Da? Se țin la frigider, spun și cantitatea, neapărat, pentru că nu au conservanți în ele. Da, da. Poți pune și conservanții, dar eu le fac în cantități mici, expre, ca să le folosesc repede. Altfel râncezesc, fermentează și nu... Mai rău fac. Da, da. La așa ceva pui câteva picături de ulei de... Lămâie, esențial de lămâie, totul se rezumă la o linguriță sau jumătate de linguriță. Stai un pic, poți să dai greș? Dacă e să folosești ulei de cocos, ulei de jojoba, și unt de cacao, ce poți să greșești? Ulei esențial, vitamina E, nu ai cu ce să greșești. Nu ai. Iată. Da. Da, deci după ce am exfoliat, punem... Întrebare, ați spus că astea le putem folosi doar pentru protecție solară. Da. Iarna, în decembrie, în ianuarie, în februarie, merg oricând. Adică nu trebuie să ne dăm cu astea doar dacă mergem la soare. Nu. Ele putem să le dăm și noaptea înainte de culcare. Exact. Și... Ai punctat bine, da. A, și să nu uităm că la cremuță trebuie să punem și paletele, granulele de ceară de albine. Pentru că asta îi dă... Și cum pui astea? Se face, se întărește, îi dă acea consistență. Și cum faci? Se fierb la bemarie. Da. Aici e deja complicat. Da. Deci iau un vas, îl pun într-un alt vas. Exact. Pe care îl pun pe... În care începe pun să fiarbă, da, și îl amesteci. După ce s-a topit, adaugi toate celelalte ingrediente, după care îl pui în un recipient și se întăresc. Și stau așa. Bun. Da. Nu în cuptorul cu microunde, am încercat și nu... În cuptorul cu microunde nu merge mai nimica. Nu. Spune-mi, te rog, dacă vreau să folosesc același tratament pentru restul corpului, am cum să greșesc? Nu. Perfect. După toate astea, punem protecția solară. Exact. Dar dacă nu vrei să folosești, că sunt persoane care nu vor să folosească, pentru că consideră că sunt chimicale și, mă rog, altceva, poți pune uleiul de cătină și uleiul de morcov în acea cremuță. Am învățat și eu de la, o doamnă de la Plafar, mi-a zis că sunt naturale. Dar te-am învățat la ce folosești apa de trandafir, că o văd peste tot și n-am cumpărat niciodată nici ce să fac cu ea. Apa de trandafir. O poți folosi și pentru păr și pentru piele, e foarte fresh, tonifiant. Pur și simplu pulverizezi? Da. Înainte de a mă spăla, după ce m-am spălat, cum? După. Așa. Și pe fața? Și pe fața, la fel. Uite acum vara, ca un tonic. La fine. Exact, ca un tonic. Ia uite, domnule, câte lucruri învățăm. Și se face foarte repede, ca un ceai. Fierbi apa, pui petalele de trandafiri, cât mai multe, cu atât mai bine. Albe, trandafiri roșu, roz, așa. Îl strecori prin sita de ceai, îl pui într-o sticluță. Se găsesc recipiente pe site, oriunde, în magazine și la frigider. Toate cremele astea merg și pentru bărbați. Exact. Și de ce? Bărbatul are la fel ca noi. Da, nu are cauciuc. Da. Bun, deci pentru bărbați mai aveți și niște apă de struguri, de asta vă spunem, mi-a spus un prieten, pentru interior. Asta se ia apa din struguri și se servește. Da, merge și la femei? Merge și la femei, mai ales e foarte bun pentru femei când îl beau bărbați. Am înțeles. Îi mulțumim foarte mult lui Denise pentru eforturile pe care le face să ne mențină frumoase și vesele și protejate.